ne bucurăm ca astăzi, într-o zi frumoasă de duminică, să intrăm din nou în casele dumneavoastră de aici, de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din Capitală. Ne aflăm în satul nou, iar în spatele nostru puteți admira o biserică de secol XVIII din județul Cluj. Iar dacă până acum nu ați reușit să ajungeți la muzeu, vă așteptăm să rămâneți alături de noi la Magazin Folcloric sau să-i faceți o vizită chiar aici. Este duminică, deci să înceapă ediția de astăzi. Of, 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 păcatele mele, toată ziua mă învârt prin casă și lucrul nu-l mai termin. Ne-am să mai mătur și în casa asta. Lasă, Marie, nu mai mătura atât. Casa nemăturată, musafirii așteaptă. Nu știu și mă doare capul. Mă duc o leac să mă întind. Dacă te doare, să te doară capul, întâi trebuie să-l ai. Ori îl ai, ori nu-l ai. Pălărie tot trebuie să-ți cumpăr. Nu știu care dintre noi nu-l are. Ia că ai uitat când seara asta ai poftit musafiri la șezătoare. Vai de mine, vezi ce înseamnă bătrânețea? Of, vezi cum am uitat? Du-te, bordei și adă ceva de un pune pe masă, că eu mă duc să strâng fetele și flăcăii. Hai, fetelor, veniți că vă așteptăm! Iată, eu am adus pâine și sare ca să fie soare. Mulțumesc. Eu am adus două cepe să n-avem oițe sterpe. Să nu avem. Iar eu am adus două hrinci de brânză grasă. Puneți-le chiar acum pe masă. Mulțumesc. Am adus 5 plăcinte cu mărar să-mi găsesc un gospodar. Să dea, Doamne, să Dar eu am adus 5 ouă de găină să-mi găsesc o gospodină. Să găsești tu. Dintre aia să ai de unde. Eu am adus un coș cu cocoșei, că toți nu sunt nebună, se mănânc singură. Mâncăm amândouă. Iar eu am adus un buchet de busuioc ca să avem în casă noroc. Să veți, de-i Doamne. Iar eu am adus 9 căței de usturoi ca să plouă și pe la noi. De-i Doamne. Iar eu am adus un călcâi de mămăligă rece să mâncăm cu mușdei și cu pește. Iar că numai pește nu avem la mămăligă. Am adus și pește. Eu v-am adus un panier cu mere, Dumnezeu să ne ferească casa de rele. Da, Doamne! Hai, fetelor, luați loc. Așezați-vă care cum vreți. Da, da, așezați-vă după plac. Thank you.
când eram mică, eu vreau să spun de când eram mai mare, cum se făceau nunțele înainte. Să anunța, vine toamna, gata, să începeau pregătirile pentru nunți. Și domnișoarele de onoare se duceau la mireasa acasă și primeau batiste de mână, pătrate așa, și le dădea la fiecare să coasă flori. Și fiecare cosa ce știau ele mai secret, ca să nu se știe una de alta ce flori coasă pe batiste. Batistele le punea la cavaliere de onoare la mână, frumos. Cavaliere de onoare mergea și chema tot satul la nuntă. Și care puteau să vie, vineau, era fără, nu obligați ca să vie la nuntă. Și dacă mireasa era dintr-un sat și mirile din alt sat, trebuia să meargă mireasa unde se făcea nuntă, la mire. Și când se iasă din sat, ieșeau cavalerii și cereau vadră. Trebuia să plătească mireasa, adică mirile pentru mireasă, ca să o iei din sat. Pentru că băieții din sat o jucau pe mireasă, o vizitau, și dacă pleca în alt sat, automat trebuia să plătească mirele la cavalieri vadră, așa se chema. Le dădea bani de băut, ce pretenții aveau ei. Și numai așa, câteodată stătea și două, trei ore la poarta mireasă. Nu se înțelegeau la preț și îi țineau. Era și cântece frumoasă. Am pus 7 meri într-o basma și am plecat la Havrna să văd pe mândruța mea cum culege cânipa. O culege fir cu fir, fața ei e trandafir. O culege șmocureli, fața ei plină de jele. Dar la mândruța lăudată și-a de cânipa împoiată. Cânipioara cei de vară o torc mâțele pe afară. Cânipioara cei de toamnă stă în pod ca o cucoană. Dar și la badea lăudat și-a de fânul neadunat. Și s-ar duce să-l adune, dar se teme de șopârle. Șopârlele scăti cinci și îl apucă de opinci. Șopârlele scăti șase, îl apucă de cămașă. Și tot așa, cu cântece și cu voie bună, se petreceau și nunțele și clăcile și toate ce se organiza în sat. Dar satul ăsta a fost ca o familie. Toată lumea sărea să ajuta, să vizitau, să știau să se meargă la cumătri, la nași, la fin, la asta. Acum mai modern. Când pă se sămăna haldan întâi, făcea sămânță și apoi lumea lua sămânța aceea și sămăna des, unii pământul bun, ca să facă deasă, și se făcea așa mare. Urmă, pe amul pe la Sfântă Mărie, o smulgeam, făceam șmocurele, așa legam, ducem la pârâu și punem în apă, așa rând, și apoi punem mâl pe dânsa ca să cochească, să facă cânipă așa albă. Și apoi lăsam 3 zile acolo, pe urmă mergem și o scotem, o spalam tot din mâl, o dădem pe mal, o ducem acasă, o întindem, să o suci. Și îl puneam la bătut, aveam militoi așa de lemn mari cu mănunchi, băteam verde și alea puzderii, se spune. Puzderia cădea jos și fioarele rămânea așa întregi. Pe urmă dădeam pe mieliță ca să chici tătă puzderia. Și pe urmă dădeam pe raghilă. Era așa o raghilă cu țăchi, legam de scară. Ne punem așa pe ceva mai înalt aceea așa. Eu stăteam așa aici și fioarele și ele le legam așa la un capăt ciot. Pe urmă dădeam pe rag, la ce trăgem așa și se făcea cârțâi ăștia. Rămânea fuior curat. Din fuior făceam urzală, făceam subțirel. Și dintre astea punem bătătură. Făceam saci, leșieri, de tăti, da, leșieri, punem pe paturi, pe lângă păreți, macaturi, făceam cămieri, să făceam înainte, purta lumea. Și da, asta-i cânipa, dar-i muncă mult, tare.
cum era când erați mică? Era foarte frumos. Foarte frumos era. N-aveam lumină, aveam lămpi, dar era foarte frumos. După cum a spus tanti Aglaia că se făcea cânipa, noi după aceea făceam câte 12 chite de fioare. Și le punem așa pe rând, așa. Fioare de o parte, cânipă de asta care s-o tochit. Da. Îi punem de o parte așa, câte 8, 9, 12 chite de fiori și pe aceea le număram câte-s. Pe aceea luam frumușel și le dădem de o parte și luam câlță și făceam caiere. Câlță de o parte și buci de o parte. Buci era mai greu de tors, fiindcă erau mai puși de roși. Dar câlți era foarte bine de tot, mai ales fiorul era foarte bun. Și atunci noi, fetele, ne adunam seara, vreo 5, 6 ori, 10 fete, și ne întrebam una pe alta. Ne sară unde mergem, unde facem șezătoarea? Una spunea dintre noi care, noi facem acasă, eu fac la mine acasă. Și mergem tete, da, tu ce iei în furcă stori? Eu fior, tu ce iei? Câlți. Dar tu ce iei? Buci. Și atunci, noi turci, cât durează este până ce le facem noi caieri, nu durează mult. Și ne duceam la casa aceea. Când ajungem la casă, gazda acasă era o femeie bătrânioară, ne primie și spunea așa, puicile mami, ați venit la șezătoare, hai noi să facem mâncare. Și noi le întrebam, ce mâncare să facem? Fierbem sfeclă, tăiem, o curățăm, o facem fiele, câte un ce unde sfeclă fiartă, dacă nu... Ori grăunță fierte, ori grâu fiert, ori crupi, așa se făcea atunci. Era frumos și parcă era gustos, parcă ați mai mâncat așa. Și după aceea ne puneam toate la tors. După aceea gătim toate de tors, vine o băieță. Vine cu 6-7 o băieță și avea o fluire. Și începea a cânta și ne lua la joc, jucam până la 3-4 dimineața. După aceea ne dădeam la ceonul cu mâncare și mâncam tot ce era de acolo. Și după aceea mergeam acasă. Sara, ne hodinăm tătă Zulica, Sara iar ne adunăm la o casă și iar întrebam. Măi, fetelor, unde mergem de seară? Acela spune, veniți la mine. Dar tu ce mâncare pui? Eu o să fac sfeclă. Bun. Și tot așa mergem și făceam și întorceam. După aceea întorceam, făceam ghemi frumos. Și dimineața se făcea. Ne vine câte un bătrân, ori doi tineri ca să lua, care vreți să facă casă. Spunea, dacă vreți să veniți la mine, la clacă, să ne ajutați a unde casa, zice, și avem și de tors. Și torcem. Ei, dar dacă aveți de uns casa, facem lut. S-a adunat mai multe fete și băieți și fanfara, că atunci nu era orchestră. Fanfara și el fanfara cânta, noi avem o groapă săpată așa cu lut, o calca băieță, punea paie între însă, calca băieți tot, noi fetele care am lut ceala și ungem, lipim pe casă, făceam toată casa. Și după aceea s-a terminat lutul de făcut, apoi începe a fanfara cânta și ne spalam pe mâini, pe picioare, disculț, jucam, rupem iarba. Yeah.
înainte să țesau, cum spuneau bătrânele, că țesau macaturi, pânză pentru haine. Acum mai nu țesem, ne-am întors să țesem catrințe pentru copii, pentru fete. Folosim materiale mai finuțe, să nu-i zgârie, să nu-i roadă pe la, pe la brâu. Și atunci ne întoarcem înapoi. Când au fost numai din lână și din buși, oamenii cu asta știau, cu asta trăiau. Pe urmă, dat de bine, le-au aruncat. Acum le căutăm înapoi prin poduri, prin hambare, prin magazii. Când găsim, tot adunăm și punem la grămadă. Facem și noi și pășeau și ei, că totul sunt mai trainici și mai bune astea. Ne mândrim mai mult cu ele. La început e greu, că până când ne-am obișnuit, până ne-am învățat, am uitat, nu mai știam să urzăm, nu mai știam să învelim, nu mai știam să dăm prin iță, dădeam câte două într-un iț, în celălalt niciunul. Că a scos înapoi, am pus iară, până când ne-am obișnuit, până am deslușit. Că dacă n-am fost mai mândri și n-am învățat ațez, ne-am dus în Timișoara, în Suceava, Bacău, nu știu cum, în Brașov, ne-am împrăștiat, că aici e greu la țară. E, încet, încet, unii dintre noi am mai ajuns înapoi aici și ne-am apucat de Triopșoară. Am vrut să avem și noi un ansamblu al nostru, în colaborare cu părintele, care s-au implicat foarte mult și cu doamna preoteasă. Și încet, încet am zis că decât să dăm bani, că noi câștigăm bani, e greu aici. N-avem și câștiga banii. Ducem un litru de lapte de la vacă, ne dă 50 de bani. Ce să fac cu 50 de bani? Când fac de o ie? Când fac de o catrință? Atunci ne-am apucat noi, mână de la mână, ne-am învățat una pe alta coase, și fetele le-am învățat acoase acum. Și își mai dau și ele silința, că le place să umbli frumos. Dacă vede că are una mai frumoasă, e, cealaltă zice, las că eu îmi fac mai frumos ca ea pe din dos. Și așa, și eu mi-am făcut. E mai mândră ca a lor, pe la spate, nu le-am arătat-o până azi. Ca să fiu și eu mai sus, că dacă tot lucrez, am și eu ceva. Și tot așa, de acum cred că o să urmeze și ele, că sunt micuțe, deja știu să dea cu firul pe ghem, pe măsor, cu acul, croșetul. Și o să rămână în urmă o generație care o să știe ceva. Pe generații înaintea lor nu știu nimic. Nimic, nimic. Nu știu să țină un ac în mână, nu știu să pună ață în ac. O pățanie de când eram în clasa a patra. Eu am crescut undeva într-un câmp pustiu. Aveam vreo 5 km până la școală și mama și tata de acasă ne trimitea. Pe drum mergeți la școală, dar și noi mergem pe drum. Mergem pe pârâu. Era înghețat, rupeam în fiecare zi câte o pereche de șibote de gumă. Și când veneam acasă, tata săracul, ce vrea să facă noaptea? Lipea la șbote. A doua zi iar pe pârâu, până când odată a secat apa, au rămas mai mică, s-a rupt gheața și eu am căzut în apă, sub gheață, până aici. Și m-au scos vreo 3-4 de acolo, cu tot ghiostan. Nu m-am întors înapoi, că luam călcăura. M-am dus înainte la școală. La școală m-am dezbrăcat, a venit învățătoarea, care era noră de preot, și au venit și mi-au adus hăinița de la copiii ei și m-au îmbrăcat și hăinițele mele le-au pus pe sobă și s-au ruscat. M-am îmbrăcat la amiază și m-am dus acasă și n-am spus la mama, la tata nimic. Când a fost o ședință, mama a aflat de la învățătoare că eu am căzut sub gheață, putea să mă nec. Și au venit acasă și mi-au dat și pentru atunci și pentru acum când mi-au spus învățătoarea, ca să țin minte, să nu mai merg pe gheață. Parcă orașii mari. Și așa am pățit. Multe, oho, mergeam prin ceață, numai pe jos umblam, nu era iarna decât erau zăpezile mari cât masa aia.
Din copilărie, nici nu mai țin minte câte am făcut. Din copilărie am crescut, m-am trezit între oi. Când aveam vreo 3 ani, tătăica m-a punea să dau un strung, îmi punea o jacheta în mare de cap. Și eu adormeam. Mă punea în strung, îți dau un strung și adormeam. Așa, până m-a strigat. Tata striga. Hai, ăștia miluță. A miluță dorme. Ia vine și m-a sculat. Na. Și apoi m-am crescut când mai mare, o leacă îmi la început să cu vitele. Și îmi luam cu vitele pe Valea Bașăului, așa se cheamă Valea Bașăului. Și îmi luam cu mai mulți băieți, eram mai mulți băieți. Îmi luam cu vitele, strângeam buruian, după ce strângeam buruian, făceam o leacă de fotbal. După ce făceam fotbal, care băga mai multe goluri, așa în lanțărea la Islan să-i bătie. De Flăcău, când eram, hai de mine, de Flăcău, avem o tradiție, jucam la joc. Jucam căruțul, face dintr-o scândură, se face așa un cap de, ca un cap de cal, așa, ca un cap de cal, așa, să pe un lemn, și se îmbracă cu un material alb, și scoase pe materialul ăsta la niște flori, la deasupra capului și îi spune o leagă de păr să pare că e cal, ca la cal, așa, și îi spune, în frunte un fel de căpăsturi el așa, fruncușoare, ochi de oglindă, urechi de lingură, așa, din lingură urechi. Și spune cordele, cumpărăm cordele și îmbrăcăm cu cordele. Și apoi începem să-l jucăm. Unii în sat aici, în sat. Mai mulți băieți prin sat, pe la casă, întrebăm, ne primești căruțul? Primim. Și apoi noi... Vara? Nu. Am obicei cum mă clapreșit cu baba. Bamba, vara asta obicei, mă clapreșit cu baba. Domnul tine-te-o pe... La hora satul. A luat-o la joc și mi-a fost baba, hai că ne-i dragă, a luat-o pe baba. Gata. Era baba. Atunci nu era baba. Și-am văzut la ea? Frumusețea.
Tante Maria, când la noi la șezătoare, când se făcea, când ne adunăm noi fetele, da, de Andrei, ce era? Oh, yeah. Era veselie multă. Da. Da. Se adunau fetele și se sfătuiau cum să-și afli partea și norocul. Da. Și se duceau și spunea să aducă 12 guri de apă de la fântână. Trebuia să meargă fetele cu grupul să vadă cum ia din găleată cu gura apă și să aducă acasă și 12 guri de făină din sacul cu făină să iei, să pui într-un vas și să facă 12 pogăcele mici, mici ca fasolele. Și aduna ianuarie, februarie, martie, toate lunile din an. Și trebuia să le pui pe pragul de la intrare, de la ușa de la intrare și să cheme mâța. Și care pogăcică o să o iei, înseamnă că în luna aceea se va căsători. Dar se întâmpla că era hazilie mare. Chema pisica și în fond vinea cățelul și hap, 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 mânca toate pogăcelele. Fata nu se mai mărgea. Cel mare era, dar când se duceau după apă, se ascundeau după fântână băieță. Și li spăreau. Și li speria și varsau apa din gură râzând. Fel de fel de minuni din felul ăsta. Sau spunea, hai, s-a adunat 3, 4, 10, cât s-a adunau ele să vorbeau. Și spunea la una, zice, tu du-te în tindă și te spală și când vii în casă, aprind lampa și să te uiți în oglindă și să vezi partea și norocul. Așa este. Când se ducea în tindă și se spala, vinea în casă și dădea cineva prosopul să se șteargă. Dar între timp, prosopul celălalt lungea de fundul cea unului, tot îl cernea, negru, negru făcea. Și dădea pe întuneric la fată să se șteargă pe față și după aceea să se uite în oglindă, să vadă cât de frumoasă, să-și vadă partea și norocul. Și când se vedea toată cernită și unsă, se speria, țepete, râsete ce era. Sau hai la țața Aneta, hai la țața Aneta că are copii mulți și o să spui du-te după sare, du-te după apă, du-te după nu știu ce, și înseamnă că noi ne mărităm și se ascundeau sub fereastră și asculta. Bunicul fiind bătrân și auzând vestele de prin sat, ce spuneau băieții și fetele, vinea acasă și vinea la noi, că noi eram mulți copii și spunea, stați acolo 99 de ani, nu vă învârtiți, nu vă duceți nicăieri. Râsetele mari erau, zice, nu, moș Vasile anume au spus așa că să stăm 99 de ani, înseamnă că nu ne căsătorim anul ăsta. Da, anul. Da. Și tot așa, fel de fel de pozni din felul ăsta. Sau hai să numărăm stâlpii de la gard și când punem mâna pe ei, vedem dacă stâlpul e neted, e frumos, înseamnă că o să fie feciorul frumos. Bun. Numara 1, 2, 3, tot așa. Și când ajungea la ultima lună din an, punea mâna pe... Dar băieță punea un soare de cei de la căruță pe toate stâlpurile de la gardurile, de la gospodarul respectiv. Și când punea mâna, că zice, ăsta e stâlpul, zice, să văd cum o să fie ficiorul. Tot se ungea și râsete și glume. Cel era gras. Da. Vă mulțumim că ați venit la noi la șezătoare, la noi la șezătoare la Negreni și v-am adus asta să vă servim cu prășinte. Vă mulțumim frumos că ați venit la noi la Negreni, la șezătoare, șezătoarea din Negreni, județul Botoșani. Vă așteptăm să mai veniți. Și ne mulțumesc și la oaspiții care au venit și ne-au ajutat la treabă aici, la șezătoare, la toți, la toți cele.
muzica, dansul și voia bună le-am adus astăzi în dar pentru dumneavoastră. Sperăm că a fost de bun augur și vă invităm să rămâneți alături de noi în cadrul emisiunii, dar și pe pagina noastră de Facebook, totodată să ne scrieți pe adresa redacției Magazin Folcloric la Trinitas TV. Noi suntem Andreea Haisan și Paula Nanie și ne bucurăm că ați rămas alături de noi astăzi. Sperăm că v-a plăcut, iar dacă doriți și vă face plăcere, vă invităm să veniți aici, la Muzeul Național al Satului din Capitală, să faceți o vizită în satul nou, în aripa nouă a muzeului, pentru că noi am fost, ne-a plăcut foarte mult și vă invităm și pe dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere și Doamne ajută!